Emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Răducanu, fondatorul School of Light. Astăzi vorbim despre top 10 greșeli pe care femeile le fac cu bărbații, emisiune pe care o fac la cererea publicului după ce am făcut emisiunea în oglindă top 10 greșeli pe care bărbații le fac cu femeile. Aș vrea să pun câteva disclaimere la începutul acestei emisiuni. Prima este că, asemenea celelalte emisiuni pentru bărbați, este o emisiune foarte deschisă, în care voi spune niște lucruri foarte verde în față și nu este destinată persoanelor excesiv de pudice. Prin urmare, fac acest disclaimer astfel încât să nu se simtă nimeni ofensat, poate de niște lucruri prea directe sau poate prea brutale pe care o să le spun în această emisiune. Al doilea disclaimer pe care îl fac este faptul că eu nu sunt tocmai un bărbat tipic. Din acest motiv, s-ar putea ca felul în care și măsura în care înțeleg bărbații să fie relativ. Însă, cu aceste disclaimere făcute, o să încerc să vă ofer astăzi câteva insight-uri despre top 10 greșeli pe care femeile le fac cu bărbații, astfel încât, dragi femei, să conștientizați mai mult anumite lucruri, să reflectați mai mult asupra anumitor lucruri și dacă sunteți în viața voastră în anumite momente în care puteți face o schimbare sau puteți să nu mai repetați aceeași greșeală, să luați în considerare o astfel de variantă. Așadar, greșeala numărul 1 pe care am pus-o în topul meu de astăzi este următoarea. Nu mai alege ca femeie bărbatul care te place pe tine. Alege bărbatul pe care îl placi tu. Să reformulez într-o notă mai romantică, nu alege bărbatul care te iubește pe tine, alege bărbatul pe care îl iubești tu. De multe ori, femeile aleg bărbatul care le acordă suficient de multă atenție, le curtează, investește destul de mult timp, efort în a le câștiga atenția, interesul, a le cuceri. Și chiar dacă poate nu sunt cu adevărat îndrăgostite sau poate că nu le place cu adevărat acel bărbat, dar pentru că le înconjoară cu suficient de multă atenție, le înconjoară cu suficient de mult timp, energie, efort, se gândesc ceva de genul mai bine să mă iubească el decât să-l iubesc eu, pe principiu să fiu iubită, să fiu protejată, să am parte de atenție și o să fie ok. Din punctul meu de vedere, este un punct greșit din care se pleacă. Cred că este important să pleci la drum, indiferent că vorbim de o relație de cuplu, indiferent că vorbim de o căsătorie sau cu atât mai mult, mai ales dacă mai vorbim ulterior și de copii și o să ajungem și la subiectul acesta. Cred că este important să pleci alături de cineva care îți place ție, pe care îl iubești, care este semnificativ în ceea ce tu simți, pentru că vei trăi cu sentimentele tale. Și ceea ce simți tu este cam singurul lucru pe care îl poți controla pe lumea asta. Nu poți controla ceea ce simte bărbatul de lângă tine. Și să ne imaginăm următorul scenariu de viață. La momentul la care v-ați cunoscut sau la care te-a cerut de soție, te iubea ca pe soarele de pe cer. Însă nu era tipul de bărbat care să-ți placă, care să te atragă, care să stârnească în tine niște trăiri cu totul speciale. Dar pentru că a dat dovadă de atât de mult interes, de atât de mult efort de a te cuceri, ai cedat, poate că și ai luat în considerare anumite aspecte de ordin familial, social, material, financiar, etc., de statut, este ok, este în regulă să spun da acestui bărbat. Că mă iubește el și va face orice pentru mine. Ok. Imaginează-ți peste un timp
că ești în casă cu acest bărbat care nu-ți place sau nu ți-a trezit niște sentimente foarte puternice, foarte intense, care bărbat, din motive care țin de viață, nu mai este îndrăgostit de tine. I-a trecut iubirea, i-au trecut fluturașii din stomac. Și se poartă cu tine neutru sau chiar urât. E, cum este să duci viața alături de un bărbat pe care nu-l placi de la început, sau nu-l iubești, sau nu trezește în tine ceva special, și se mai poartă și urât cu tine? E combinația letală. Deci, și asta nu ai cum să controlezi. Oricât de mult ai încerca să folosești fel de fel de pârghii, de trupuri feminine, nu ai cum să controlezi ceea ce simte celălalt. Este imposibil. Prin urmare, singurul pe care îl poți controla pe lumea asta este ceea ce simți tu. Și este important ca tu să pleci dintr-o zonă în care simpla prezență a celuilalt îți dă aripi. Pur și simplu, doar faptul că vezi bărbatul ăla îți ridică starea, îți deschide zâmbetul, îți deschide inima, înflorești. Ăsta este punctul din care trebuie să pleci ca femeie. Și dacă încă nu ai găsit acel bărbat, nu te grăbi să te arunci în relații cu persoana nepotrivită. Nu în relații definitive, nu în relații din care să nu te mai poți întoarce. Așteaptă acel bărbat care, atunci când îți deschide ușa, îți deschide inima. În care pur și simplu simți că îți dispare pământul de sub picioare, că zbori în prezența acelui bărbat. Nu, așa ceva nu este doar în cărți, nu este doar în filme, poate fi trăit în viața reală. Dacă, ca femeie, ai în viața ta bărbatul potrivit și acel bărbat se găsește. Prin urmare, așteaptă-l. Atracția nu crește în timp. Iubirea crește în timp. Prin urmare, dacă nu există atracție de la început, nu va crește pe măsură ce se dezvoltă relația, ea va scădea. A doua greșeală pe care femeile o fac cu bărbații este spusă de un dicton popular. Dictonul popular zice: nu te grăbi ca fata mare la măritat. E cumva legată de primul punct, toate punctele mele sunt într-o anumită logică, într-o anumită legătură, într-o anumită țesătură între ele. Nu îl alege pe primul venit. Mi-a făcut și mie curte un băiat, un bărbat și l-am ales pe ăsta. Și când ai de cumpărat o mașină, și când ai de cumpărat un apartament, nu iei prima mașină pe care ai pus ochii. Te duci în mai multe showroom-uri, te uiți la mai multe mașini, faci test drive cu acele mașini, deci le scoți pe stradă, vezi cum merg, vezi cum te simți în ele și așa mai departe, calculezi anumiți parametri, cum arată, cât consum are, cât de greu se întreține și așa mai departe, și într-un final alegi o mașină, poate din 5, 6, 10 opțiuni pe care le avea. E bine, ar trebui cu atât mai mult să ai 5, 6, 10 opțiuni bărbați dintre care să alegi și să nu alegi să ajungi într-un punct of no return, cum se spune în termeni militari, la acele avioane care au zburat consumând atât de mult carburant încât nu mai au suficient de mult să se întoarcă și înapoi. Și atunci singura cale este să meargă înainte, spre destinație. Nu te grăbi să pleci la drum și să ajungi într-un punct de no return cu un bărbat care nu este bărbatul potrivit pentru tine. Bărbatul potrivit pentru tine poate să însemne multe lucruri din foarte multe perspective. Poate să însemne
orizont cultural pe care să-l aveți împreună, statut care să fie compatibil, cerc relațional care să fie compatibil, interese, hobby-uri, spiritualitate și ceea ce înseamnă asta în viața unui om, dimensiunea fizică, erotică a unei relații și multe, multe alte aspecte care intră într-un tot unitar și din care rezultă că acela este bărbatul potrivit pentru tine. Deci, întorcându-ne, nu te grăbi ca fata mare la maritat, adică nu lua pe primul venit primul servit, așteaptă să găsești acel bărbat care îți va face doar prin prezența lui viața un rai. Asta este o chestiune care e destul de subtilă, este destul de energetică, este legată poate în niște termeni mai prozaici de ceea ce se numește chimie, dar este mult mai mult decât hormoni, decât ceea ce ne spune medicina, de ceea ce spune psihologia, că este vorba de un joc al hormonilor. Nu. Este legat de un mesaj foarte profund, foarte condensat, pe care câmpurile energetice ale acelui om, care conține toată memoria lui astrală, de când a fost creat ca spirit și până azi, ți-o transmite. Este experiența lui, este vibrația lui, este înțelepciunea lui, sunt abilitățile lui, este el ca și chintesență a ființei umane, care îți transmite lucrul ăsta la nivel subconștient. Asta înseamnă prezența specială a cuiva în viața ta. Așteaptă acel om, nu te grăbi să alegi bărbatul nepotrivit, pentru că s-ar putea să te obișnuiești în nepotrivirea aia și să-ți fie greu să mai ieși din ea. S-ar putea să-ți fie greu să mai ieși din ea chiar și în momentul în care ajungi față în față cu ceva care ți-ar fi potrivit. Pentru că deja te-ai obișnuit cu acea nepotrivire, deja te-ai obișnuit cu rolul în care ești, deja ai diverse circumstanțe de viață care te fac să ieși greu de acolo în cazul în care mai ieși vreodată. Al treilea punct pe care vreau să îl punctez astăzi, în top greșeli pe care femeile le fac cu bărbații și cumva un learning pe care vreau să-l dau, mai punctat astăzi în o emisiune, este legat de următorul aspect. Nu căsătoria este cel mai semnificativ moment pe care îl ai cu un bărbat. Nu căsătoria este ceea ce te leagă cu adevărat de un bărbat. Indiferent că vorbim de căsătoria la starea civilă, indiferent că este vorba de căsătoria religioasă în biserică, deci nu starea civilă te leagă cu adevărat de un bărbat. Ceea ce te leagă cu adevărat de un bărbat pentru restul vieții este maternitatea, nu starea civilă. În momentul în care ai decis să faci un copil cu un bărbat, acel bărbat va rămâne în viața ta pentru restul vieții, orice altceva ai decide tu. Până la acel copil, ai putea să te desparți dacă nu ești căsătorită, ai putea să divorțezi dacă ești căsătorită și lucrurile s-ar putea încheia acolo în viața voastră. În momentul în care există un copil, acel copil trebuie să aibă doi părinți, inclusiv din punct de vedere legal, cu atât mai mult moral și așa mai departe. Prin urmare, chiar și dacă divorțezi de acel bărbat, el va rămâne parte din viața ta. Deci, înainte să decizi aducerea unui copil pe lume cu un anumit bărbat, răspunde-ți la întrebarea dacă ești pregătită ca acel bărbat să facă cu adevărat parte din viața ta până la capătul zilelor tale, pentru că asta se va întâmpla și asta decizi de fapt. Dincolo de aducerea pe lume a acelei ființe, dincolo de acel miracol al vieții, iei la pachet și această decizie subsecventă, și anume că acel bărbat va face cu siguranță parte din viața ta până copilul va avea 18 ani, dar cel mai probabil pentru restul vieții, pentru că veți fi părinți până la capătul vieții, indiferent ce se va întâmpla în deciziile voastre ca și adulți. Ok,
am spus că nu este o emisiune pentru persoane excesiv de pudice și acum urmează un punct care să ilustreze faptul că I walk the talk, adică fac precum spun. Vor fi bărbați care îți vor admira ochii. Vor fi bărbați care îți vor admira chipul, vor fi bărbați care îți vor admira trupul, vor fi bărbați care îți vor iubi inima, vor fi bărbați care vor fi extaziați de inteligența ta, vor fi bărbați care vor fi extrem de cuceriți de personalitatea ta. Însă, cu toții vor dori să se culce cu tine. Am spus-o foarte direct. Pentru că este un adevăr psihologic întruchipat așa într-un banc, pe care eu l-am spus într-o manieră mai serioasă acum, de la care femeile trebuie să plece ca premisă, pentru că asta este interacțiunea, este chimia dintre bărbați. Sigur că nu vreau să o duc în derizoriu, sigur că există și excepții, sigur că există și altfel de relații pe lumea asta, dar ele sunt cu adevărat excepțiile. Acum vorbim de tușe groase și de regulă. Deci, interesul bărbaților pentru femei, indiferent de circumstanțele în care sunt, de regulă are un punct central și este cel pe care l-am spus odată, nu o să-l mai repet. Este important pentru femeie să înțeleagă și să integreze din punct de vedere acest lucru pentru a fi pregătită psihologic la faptul că toți bărbații sau aproape toți bărbații cu care va interacționa pe lumea asta vor avea pe un neuron sau pe mai mulți această dorință sau această întrebare, mai ales dacă este o femeie frumoasă, atrăgătoare și așa mai departe. Și ca femeie trebuie să fii pregătită și să asumi lucrul acesta, nu plecând de la ideea că toți bărbații sunt porci, că nu despre asta este vorba și nu asta este adevărul. Dar trebuie să înțelegi această premisă psihologică de la care pleacă bărbații în general, astfel încât să știi cum să gestionezi fiecare relație cu fiecare bărbat în parte din cercul tău relațional ca femeie, astfel încât să nu te trezești în situații neplăcute sau în situații în care nu ai vrea să te trezești, având surpriza că și din partea bărbatului ăla de la care nu m-am așteptat, m-am trezit cu nu știu ce avansuri sau nu știu ce situații sau declarații sau așa mai departe. Deci pleacă presetat de la această premisă, nu pleca de la premisa că doar anumiți bărbați vor fi interesați de tine în felul acela, pentru că aproape toți bărbații vor fi interesați de tine în felul acela. Sigur că va fi o plajă foarte largă în care unii vor fi interesați doar în capul lor, alții în diverse forme mai light sau mai agresive îți vor da de înțeles că au acest interes. Și cu cât știi acest lucru și îl gestionezi bine ca femeie, cu atât relațiile tale cu bărbații pot fi mai armonioase, mai lipsite de fricțiuni, dacă ai înțelepciunea să gestionezi foarte bine plecând de la această premisă. Cea de-a cincea greșeală pe care femeile o fac cu bărbații și pe care te sfătuiesc să o eviți este să nu intri într-un joc teritorial, într-un joc de dominare în cuplu. Ceea ce se întâmplă de foarte multe ori în cupluri și cu atât mai mult în căsnicii este faptul că femeia începe să intre într-un joc teritorial cu bărbatul despre cine este șeful în casă, despre cine are ultimul cuvânt în diverse situații de viață. Apropo și de acel proverb, cine cântă la voi în casă, cocoșul sau găina. Ei bine, poți avea unul din două lucruri. Poți să câștigi
cearta sau poți să salvezi relația? Și trebuie să te întrebi pe care dintre cele două o preferi, pentru că femeile pot avea un foarte acut simț al dreptății, mai ales dacă cred foarte mult că au dreptate și pot insista foarte mult pe ideea de a avea dreptate într-o anumită situație, de a pune bărbatul la punct, de a-l corecta, de a-l schimba, de a-l disciplina și așa mai departe, dar mai ales de a se impune. Și poate că aici este și un foarte fin balans psihologic între a iubi și a fi iubit pe de-o parte și între niște jocuri de putere. În momentul în care intervin aspectele de putere, este clar că deja ne-am îndepărtat destul de mult de teritoriul iubirii. În iubire nu ai nevoie să domini, nu ai nevoie nici să fii dominat, este o chestiune de împărtășire cu partenerul, partenera de viață. Dacă deja să ajung la niște jocuri de putere, la cine îi impune celuilalt ceva, cine este liderul relației și așa mai departe, deja înseamnă că ceva s-a corupt acolo în ceea ce privește relațiile de iubire dintre cei doi. Dar oricare ar fi situația, chiar dacă bărbatul cumva te provoacă ca femeie să intri în acest joc de putere, el de fapt te provoacă să intri într-o energie masculină de luptă. Și nu așa câștigi duelul cu bărbatul și nu asta este calea ta ca femeie. Calea ta ca femeie este să folosești forma apei, să fii unduitoare, nu să confrunți materia, ci să o înconjori. Cu alte cuvinte, în loc să câștigi o luptă dreaptă față în față cu bărbatul, nu faci Skanderberg cu bărbatul, ci pur și simplu cu o mișcare foarte delicată, iei mâna bărbatului și o așezi în poziția în care vrei să ajungă. Ce vreau să punctez cu lucrul acesta? Că femeia, dacă face lucrurile din energia ei feminină, îl poate convinge pe bărbat să lase singur armele jos. Îl poate atrage de partea ei, îl poate fermeca de partea ei. Nu e nevoie să se lupte cu bărbatul, este suficient să îl atragă înspre ea din energia ei feminină. Deci nu intra în jocuri de luptă cu bărbatul, eschivează trimiterile lui de luptă și încearcă din energia ta feminină să rezolvi orice fel de conflict, orice fel de dispută, nu dintr-o energie de luptă. Sigur că vor fi femei care vă spun, dar ce, să mă las călcat în picioare, am și eu demnitatea mea, și așa mai departe. Este adevărat. Câteodată trebuie să stand up for yourself, cum spun americanii, să fii vertical și să-ți aperi punctul de vedere. Însă, de cele mai multe ori, într-o luptă sau într-o ceartă, pierde ambele părți și cu siguranță pierde relația. Cea de-a șasea greșeală este că este important să nu dezvolți comportamente pasiv-agresive în relația cu bărbatul, în relația cu partenerul de cuplu, soțul și așa mai departe, ceea ce foarte multe femei fac din diverse motive, pur și simplu se acumulează foarte multă frustrare, nemulțumire, faptul că bărbatul o neglijează, faptul că poate că nu s-au cunoscut suficient de mult de bine la început și au descoperit pe parcurs preferințe, alegeri, opțiuni de viață care nu sunt sinergice și care creează femeii fel de fel de nemulțumiri. Femeia acumulează tensiune, frustrări, dezamăgire, deziluzie
a crezut că acela este bărbatul vieții sale și se dovedește că nu este, sau poate chiar că este o deziluzie. Și atunci femeia este în primul rând supărată pe ea la un nivel subconștient, sau poate chiar și conștient, depinde, faptul că nu a ales bărbatul potrivit, poate că nu a fost suficient de atentă, poate că nu a fost suficient de înțeleptă, și reproșându-și ei însăși, fiind supărată pe sine însăși de alegerea pe care a făcut-o, de faptul că acel bărbat nu se comportă cu ea așa cum a visat, așa cum s-a așteptat, proiectează această supărare, această frustrare sub formă de comportamente pasiv-agresive față de bărbat. Ce înseamnă asta? Asta poate să însemne și în a fi acidă cu bărbatul, în a fi cicălitoare, în a face reproșuri, reproșuri care sunt de regulă în logica lui tu întotdeauna sau tu niciodată, deși știm că întotdeauna și niciodată sunt doar niște cuvinte din dicționar, în comportamentele umane nu există întotdeauna și niciodată. Uneori se întâmplă că bărbatul ăla face într-un anumit fel, dar femeia lansează această critică cu tu întotdeauna sau tu niciodată. Asta poate să fie o formă de comportament pasiv-agresiv. Cealaltă formă, care nu este activă așa cum este aceasta, este aceea de a te retrage din cuplu, din a face pași afară din relație, din a ignora sau neglija bărbatul pe principiu, da, de ce să-i pun eu de mâncare, cel n-are două mâini să deschidă frigiderul sau să-și facă singur, sau de ce să-i calc eu cămașa care are și el două mâini, sau și varianta și mai dăunătoare pentru cuplu este lasă-mă în pace că n-am chef în seara asta. Și înțelegeți bine la ce mă refer. Din punctul meu de vedere, pentru bărbați, care sunt niște ființe destul de interesate de dimensiunea fizică a vieții, atâta timp cât la ei în dormitor lucrurile sunt bune, relația este în regulă și este foarte puțin probabil ca un bărbat să calce strâmb, să caute alte femei în afara relației oficiale sau conjugale și așa mai departe, atâta timp cât în propriul lor dormitor lucrurile merg bine. Și asta, într-o foarte mare măsură, ține de tine ca femeie, în felul în care gestionezi relația și lucrurile în relația voastră. S-ar putea să mă înșel. Am spus că eu sunt un bărbat atipic și poate că nu înțeleg în profunzime psihologia bărbatului tipic. Dar ceea ce cred eu este că bărbații, în esența lor, sunt destul de leneși, sunt destul de comozi. Ori a cuceri o altă femeie, a avea o relație cu o altă femeie, înseamnă un efort, un consum energetic destul de mare, un efort destul de mare din toate punctele de vedere, de timp, de energie, chiar de bani, să curtezi femeia respectivă, să o scoți la restaurante, știu și eu, să o duci în excursii, să îi faci cadouri scumpe și toată panoplia de accesorii pe care bărbații încearcă să le folosească pentru a cuceri o femeie. Ei bine, bărbații sunt niște ființe comode, asta pe de-o parte, pe de altă parte, în adâncul fiecărui bărbat, atunci când face curte unei alte femei, există întotdeauna și teama de respingere. Cu alte cuvinte, exceptând poate o anumită categorie de bărbați care preferă să sară din floare în floare și au acest exercițiu de a face curte oricărei femei, o întâlnesc și nu îi deranjează că 99 dintr-o 100 o să-i spună nu, pentru că știe că este un joc al numerelor și a 100 o să spună da. Nu mă refer la acești bărbați, deci încercând să ne referim la bărbații tipici,
Cred că au undeva în mentalul lor, în emoționalitatea lor, și ideea că ar putea să fie respinși și asta le-ar aduce o atingere imaginii lor de bărbați, orgolii lor și așa mai departe, motiv pentru care, pentru a nu se confrunta cu un eșec, e mai bine să nu încerci. Din această perspectivă, nu încearcă decât un bărbat care are o motivație suficient de puternică încât să treacă peste a ieși din confortul lui, a face un consum mare de energie, timp, bani. Deci ca să facă lucrurile astea, bărbatul trebuie să aibă o motivație suficient de puternică. Și motivația suficient de puternică nu este că bărbații e porci, sunt că e mai mulți, așa spunea profesoara mea de engleză. Deci nu, motivația nu este că bărbații sunt porci. Motivația e că e ceva la voi în dormitor care face bărbatul ăla ca să iasă din confortul lui și să treacă prin toate aceste furci caudine ca să cucerească o altă femeie și să mai aibă o relație cu cineva, care poate fi ceva întâmplător sau poate fi ceva permanent, mă rog, de la caz la caz. Deci, ca o concluzie la acest punct, cel de-al șaselea pe lista noastră de top 10 greșeli pe care femeia să nu le facă în relație cu bărbatul, nu dezvolta comportamente pasiv-agresive și, mai presus de orice, nu le dezvolta în dormitor. Cea de-a șaptea greșeală este legată cumva de cea de-a șasea și ține de varietatea pe care o aduci în viața de cuplu. Și este important să cauți să te reinventezi ca femeie, este important să cauți să aduci o varietate în relația voastră, în felul în care vă petreceți timpul și mai ales în felul în care vă petreceți anumite momente de intimitate ale voastre ca și cuplu. Plecați într-un city break, mergeți într-o vacanță, schimbați mediul, schimbați locul, schimbați atmosfera, schimbați momentul zilei. Orice lucru poți să schimbi care să aducă o varietate în cuplul tău și în relația cu bărbatul pe care îl iubești, cu care faci un cuplu, este un lucru care cu siguranță este de apreciat. Și ca un corolar la punctul 6, dar cumva e legat și de acest punct 7, apropo de bărbatul care eventual ar pleca să cucerească alte femei, ține minte un proverb foarte simplu, care de foarte multe ori se aplică în politică, dar este destul de valid și în domeniul relațiilor dintre cele două genuri, și anume, nu pleacă câinele de la măcelărie. Deci dacă bărbatului tău este suficient de bine cu tine, nu o să plece de acasă trecând prin A, B, C, D, E puncte pe care ți le-am spus că trebuie să le traverseze pentru a ajunge la o altă femeie, pentru că nu va face lucrul acesta. Deci reține subiectul cu măcelăria și mai reține faptul că, dincolo de anumite schimbări concrete pe care să le faci în relația voastră, inclusiv în relația intimă, ține mai ales și mai ales de lucrul tău cu tine însuți. Noi, ca ființe umane, avem două opțiuni majore. Să fim niște ape curgătoare sau să fim niște ape stătătoare, dintr-o perspectivă energetică. Dacă noi ne blazăm, nu lucrăm cu noi înșine ca ființe spre dezvoltarea ființei noastre, spre a deveni niște ființe mai conștiente, mai prezente, mai înțelepte, cu o energie mai proaspătă, conectată la sursa divină, conectată la feminitate pentru tine ca femeie, la energiile feminine. E bine, rămânem cu o energie stătătoare.
versus a avea o energie curgătoare care nu se poate crea decât prin efort, printr-un demers permanent, prin ritualuri pe care tu să le ai cu tine ca femeie, propriile tale ritualuri ale feminității, grija pe care o ai față de tine ca femeie, inclusiv din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere energetic și din punct de vedere spiritual. Nu uita că în fiecare zi bărbatul ăla este bine să se îndrăgostească din nou de tine. Și întreabă-te, raportat la momentul la care te-a cunoscut și s-a îndrăgostit de tine, cum ești în ziua de azi, din toate considerentele pe care le-am enumerat mai sus, și nu îți căuta scuze că nu ai timp, că ești mult mai ocupată, că ai și copii și așa mai departe. Pentru bărbatul ăla, el te va compara de fiecare dată cu femeia pe care a întâlnit-o și de care s-a îndrăgostit, și la acea femeie trebuie să te raportezi și trebuie să menții acel standard sau să-l depășești dacă poți. Prin urmare, caută să aduci această primenire în viața ta, caută să ai instrumente cu care să lucrezi ca femeie pentru a-ți întreține polaritatea feminină, a-ți întreține energia, a fi ca o apă curgătoare și a fi acea prezență care atunci când intră într-o cameră toate privirile se întorc. Cea de-a opta greșeală pe care să nu o faci ca femeie în relația cu bărbatul este să nu îl ții sub papuc. Și asta este o greșeală pe care femeile o fac foarte des. Apropo și de acel joc al dominării despre care am vorbit puțin mai sus. Umblau pe internet niște glumițe cu leu și leoaica în perioada de îndrăgostire și după ce s-au căsătorit, ceva timp după ce s-au căsătorit. Și erau două desene în perioada de îndrăgostire, în care leu și leoaica erau undeva în prierie, leul în desfășurarea deplinătății sale de mascul feroce și în exercitarea rolului său de a domina și a iubi leoaica, și după câțiva ani de la căsătorie, într-o cușcă, cu leoaica răgând feroce la leu și leul mic acolo speriat. Cam asta se întâmplă de foarte multe ori în cupluri, în căsătorii. Femeia toacă bărbatul până când pur și simplu îl supune din punct de vedere psihologic, îl subminează din punct de vedere psihologic. Bărbatul cedează și ajunge cumva subalternul femeii. Bărbatul nu este copilul femeii, femeia nu trebuie să se raporteze de sus la bărbat cu autoritate, bătând din picior și fiind în permanență nemulțumită, cicălitoare și încercând să domine bărbatul. Sigur că nu este în regulă nici viceversa, nu ar trebui să existe jocuri de dominare în cuplu, ar trebui să existe colaborare și împărtășire. Dar se întâmplă lucrurile acestea, apropo de partea de dominare, sigur este și viceversa, dar acum vorbim din perspectiva ta de femeie. Ce se va întâmpla dacă îți ții bărbatul sub papuc este că îl vei emascula. Deci există chiar un sindrom despre care se vorbește al femeii castratoare, așa se numește, care îl face pe bărbat să-și piardă masculinitatea, să-și piardă puterea, să fie supus femeii. Dar sigur că asta poate că îl face un yes man, poate că femeia este mulțumită, satisfăcută de faptul că bărbatul ascultă de ordinele sale, dar dacă ești o slugă supusă în timpul zilei, nu poți să fii un cuceritor, un Casanova noaptea în dormitor, iar poate că tu ca femeie îți dorești și lucrul acesta. Dacă îți dorești lucrul acesta și ai așteptarea aceasta de la bărbatul tău, trebuie să-l lași să fie bărbat, trebuie să-l lași în masculinitatea lui, trebuie să-l lași în dominația lui, în prezența lui ca bărbat. Sigur că poate că anumite lucruri
ți-ai mânca degetele ca să spui niște vorbe, dar uneori trebuie să găsești puterea și abilitatea să le alchimizezi cumva în tine ca femeie, pentru că dacă ți-ai adus bărbatul într-un punct în care să fie sub papuc, nu îl mai scoate de acolo decât amanta. Și asta este unul dintre motivele pentru care bărbații își caută amante, pentru că vor să aibă din nou acea senzație că sunt din nou puternici, că sunt din nou bărbați, că sunt din nou masculi, iar tu ca femeie i-ai redus la pisica care stă pitită sub fotoliu. Deci, nu te mira că bărbatul acela va căuta în altă parte, nu o altă experiență cu o altă femeie, va căuta în primul rând să regăsească pe ei ca bărbați, vor căuta să retrăiască starea pe care au avut-o atunci când te-au întâlnit pe tine, când v-ați îndrăgostit și în care relația nu era una de a-l ține sub papuc, așa cum s-a transformat ulterior în relație. Cea de-a noua greșeală pe care femeile o fac cu bărbații este să-și imagineze că bărbatul s-a dus cu o altă femeie pentru că este mai frumoasă, pentru că este mai deșteaptă, pentru că este mai tânără și așa mai departe. Era chiar un banc că atunci când nu are bani, bărbatul își transformă nevasta în secretară și atunci când ajunge să aibă bani, își transformă secretara în nevastă. Ideea este că, din punctul meu de vedere, și vorbim sigur la nivel de tușe groase, încă o dată, sigur că există și excepții și așa mai departe, bărbații nu se duc cu alte femei nici pentru că sunt mai frumoase, nici pentru că sunt mai deștepte, nici pentru că sunt mai tinere, nici pentru că au dimensiunile de 90, 60, 90 sau alte dimensiuni pe care le văd bărbații în anumite reviste pe care le citesc. Se duc cu alte femei pur și simplu pentru că sunt altele. Bărbații sunt niște ființe poligame, ca și femeile de altfel, apropo, și uneori au nevoie și de varietate și aici ne întoarcem într-un punct pe care l-am avut ceva mai devreme, în care îți sugeream ca femeie să încerci să aduci varietate în cuplul vostru, atât cât ține de tine și cât îți permite concepția de viață, valorile, lucrurile care îți plac în viață, lucrurile care nu îți plac în viață, sunt lucruri pe care le poți aduce ca și un factor de noutate în cuplul vostru. Și cea de-a 10-a greșeală pe care femeile o fac cu bărbații și pe care îți sugerez ție ca femeie să nu o faci, este aceea că femeile nu pleacă la timp. Odată ce ai văzut că lucrurile nu sunt așa cum le doreai, odată ce ai văzut că lucrurile nu funcționează, nu mai aștepta ani după ani după ani după ani cu speranța că acel bărbat se va schimba. Pentru că există un adevăr destul de simplu și încă o dată vorbim în tușe foarte groase, oamenii rar se schimbă, bărbații nu se schimbă, bărbatul ăla va rămâne așa cum este cel mai probabil de cele mai multe ori, exceptând unele cazuri când poate chiar are un moment de trezire, exceptând în cazul când poate îi se întâmplă ceva suficient de dramatic, suficient de răscolitor în viață care să reprezintă un turning point, să se întâmple ceva cu bărbatul ăla, el va rămâne ca atare, nu se va schimba nimic, doar îți vei mai pierde încă 5 sau 10 ani din viață. Prin urmare, pleacă la timp. Cam astea au fost top 10 greșeli pe care eu le-am ales pentru astăzi în relația femeilor cu bărbații. Sper să îți fi adus
oarece insight-uri, sper eu, valoroase pentru relația ta de cuplu. Atât pentru azi. Eu sunt Alexandru Răducanu, fondatorul School of Light. Găsești mai multe informații și articole pe teme relaționale pe site-ul meu, schooloflight.ro. Până miercuri viitoare, la aceeași oră, pe curând! Prezentată de School of Light.